iubiți frați, iubite surori, iubiți credincioși și credincioase, iată-ne aflați în această zi de duminică, o zi în care se preamărește Mântuitorul Hristos. O zi în care avem bucuria de a-L întâmpina, atât în sufletele noastre, cât și vizibil l-au întâmpinat copiii și vârstnicii și toți au bucurat de intrarea Lui în Ierusalimul Pământesc. Dar iată că anume această frumoasă minune sau această frumoasă eveniment din viața Mântuitorului Hristos nu este altceva decât o bucurie duhovnicească și spirituală pentru întreg neamul creștinesc. Hristos intră în cetatea Ierusalimului și încetul cu încetul se apropie de jertfa, cea care este rânduită pentru El, pentru ca să ne scape pe noi din iad, să ne scape pe noi din răutatea și din chiarele morții, pentru că așa a spus Hristos, încă când era în activitatea sa misionară. Nu vreau moartea păcătosă, ci vreau întoarcerea Lui. Deci, niciodată Mântuitorul Hristos nu a propovăduit moartea, ci viața. De aceea îl vedem pe Mântuitorul venind în fața lumii, blând, venind ca un melușel, călare pe un astin și în această ipostază arătați simplitatea, modestia, arătați smerenia prin care a împărtășit o împărăție cerească, nu cea pământească. Pentru că anume toată lumea, ieșind în întâmpinarea Lui, au luat ca și noi acum ramuri din copaci, toată frumusețea florilor și fiecare își arunca hainele la picioarele Mântuitorului ca să meargă pe ele. Această intrare triumfală ca cu adevărat a unui împărat, atât pământesc cât și ceresc, a prezentat sau a fost catalogată ca fiind o intrare spre bucuria celor care cred în Hristos și după aceea să fie o rânduială prin care toți cei care strigau Osana, Osana și îl preamăreau ca pe un împărat al lor, împăratul Israel, bine este cuvântat cel ce vine într-un nume Domnului, împăratul Israel. Aceasta era lozinga sau aceasta era forma de exprimare de dragoste față de Mântuitorul Hristos și de aceea vedem că Mântuitorul, deși era aclamat, deși avea multă lume împrejurul Lui, deși călca pe hainele oamenilor, deși vedea flori minunate, copilașii, care strigau și ei insuflat pe Harul Duhului Sfânt și de Dumnezeu, anume copiii care nu știau carne. Nu în zadar se spune că din gura celor ce sug ai săvârșit lauda. Deci copiii care stăteau în fața Mântuitorului Hristos s-au prezentat a fi cei mai propovăduitori și cei mai primitori. Pentru că nu copiii l-au răstignit după aceea, ci vârstnicii, oamenii, păcatele noastre. Și iată că împreună cu copiii toți strigau, bine este cuvântat cel ce vine într-un nume Domnului, împăratul nostru, împăratul lui Israel. Câtă liniște putea să aibă Mântuitorul Hristos când știa că toți acești oameni care strigă și-l aclamă ca împărat și-l așteaptă cu o triumf adevărat ca unui împărat, tot mâine sau poimâine va striga răstignește-l, răstignește-l. Tot acești oameni care s-au bucurat întâmpinându-l pe Mântuitorul Hristos, tot aceștia au plămădit prinderea Lui. Și nu în zadar Mântuitorul când stătea acolo în grădina Ghetsimani spunea, de ce ați venit la mine cu ostași, cu sute de săbii, ca la un vrăjmaș, ca la un dușman, ca la un răufăcător?
Oare nu v-am predicat vouă în templu în fiecare zi? De ce nu ați pus mâna pe mine atunci? Pentru că așa era scris, că Iuda Iscarioteanul trebuia să-l vândă pe Mântuitorul Hristos. Și totodată, frumos, Mântuitorul aduce aminte despre întristările lui, pentru că îl vedem trist. Și de ce? Pentru că nu poate fi bucuros, știind că peste câteva zile el singur, voia lui, din dragoste față de popor, vine și se sacrifică, se jertfește pentru mântuirea noastră și pentru tot ce poate sufletul să primească de la Hristos. Deci, Mântuitorul Hristos este Cel care s-a întristat. Nimeni nu a înțeles până atunci, pentru că lucrarea diavolului era într-așa mod ca să îl preamărească pe Domnul. Iar în această săptămână neagră, cum o numim noi de biserică, atunci când Mântuitorul treptat este urmărit, este vândut de Iuda, după aceea este judecat și în cele din urmă primind moartea. Și nu așa moarte simplă, o moarte pe cruce. O moarte în sânjuiri, dacă vreți, o moarte cu picături de sânge. Și rugăciunea lui era trist, pentru că rugăciunea lui știa că este o câteva ore sau mâine sau poimâine începea să fie o rugăciune care elimină picături de lacrimi, care se transformă și se contopesc într-o formă a picăturilor de sânge pentru iertarea noastră. Și iată că această iertare am avut nevoie, pentru că era de ajuns. Că toată lumea trecea prin păcat și mergea prin întuneric. Din această considerent, Mântuitorul Hristos a fost trimis din dragoste dumnezeiască, ca un tată al nostru. Cum putem să trecem cu vederea acest eveniment de mare amploare pentru Ortodoxie, pentru noi creștini, pentru întreg neamul omenesc, că Mântuitorul s-a sacrificat nefiind vinovat cu nimic, venind în fața oamenilor, propovăduindu-i și curățindu-i de păcat, vindecându-i de boli, dar totodată să ne izbăvească și pe Adam care a căzut și a mușcat din pomul oprit din trecut, pe Adam și pe Eva, și pe tot neamul lui care mergea în iad până la Hristos. Și când spunem noi frumos că Hristos a înviat din morți cu moarte, prin moarte, călcând și celor de morminte, viață dăruindu-le. Adică din morminte, care morminte? Din iadul cel mai de jos, pentru că oamenii, primii oameni, protopărinții noștri, mergeau cu toți în iad. Pentru simplu fapt că nu s-au înfrânat de la bucata, de la omul oprit, de la mărul cel care a adus moartea în lume. Și păcatul a intrat cu mare repezeală prin Adam și Eva și prin copiilor, Cain și Abel, care a intrat uciderea și păcatul strămoșesc. Noi până la Mântuitorul Hristos am purtat această bată. Și încolo de la Hristos tot o purtăm, pentru că aceleași păcate le facem. Toți suntem neînfrânați. Toți suntem înșelători. Toți suntem ucigași până la urmă. Dacă nu ucigați de oameni, la propriu, la figurat, putem să vorbim despre uciderea oamenilor prin vorba noastră, prin sabia cuvântării, prin sabia vrăjmășiei, prin arma diavolului care este gura noastră. Prin gura noastră omul se poate prea slăvi și tot cu această gură se poate prea mări. Cu această gură poate atrage pe Hristos și să-L consume prin trupul și sângele Lui și tot cu această gură poate blestema pe Hristos. Se poate lepăda de Hristos. Și oare de ce poate să fie înțeles Mântuitorul că era trist? Pentru că El pregătea o împărăție a inimii. O împărăție care nu avea nevoie să-și însușească ceva, să fie ridicată în înălțime, să fie pus în scaun. Nu avea nevoie să fie, chiar nici nu-și dorea acest lucru să fie preamărit de oameni. Ba din contra, vedem că în fiecare slujbă și
Și în fiecare lucrare a Mântuitorului Hristos, datorită bunătății Lui, făcea ca, de fiecare dată când făcea minunea, niciodată să nu spună, du-te și arată că eu am făcut. Îi spunea bolnavului, du-te, mărturisește-ți păcatele tale și mărturisește duhovnicului, preotului tău duhovnic și spune cât de bun este bunul Dumnezeu. Nu spunea că eu. Deși el făcea toată minunile. Nu avea în vedere, nu vroia ca să-și atragă această slavă pământească. Și atât că anume pentru aceasta Mântuitorul era trist. Că nici apostolii nu puteau să înțeleagă și nu am înțeles niciodată că Mântuitorul nu a pregătit o împărăție pământească, o împărăție care să le dea la toți funcții în stânga și în dreapta. Nu a pregătit o împărăție care să fie el în scaun și tot să-i spere picioarele sau să slujească, să-i aducă, să-i cânte triumf, să-i cânte laude, să-i cânte alte, să-l aclameze ca împărat pământesc. Mântuitorul a pregătit, dragii mei, o împărăție, dacă vreți, una cerească pentru noi. Și noi supușii Lui, noi cei care vom forma această împărăție, suntem creștini smeriți. Și nu este o împărăție a mândriei, este o împărăție a smereniei. Prin învățătura Mântuitorului Hristos. Mai era trist pentru faptul că anume doi dintre apostolii Mântuitorului, cu ceva timp în urmă, când duminica trecută am vorbit despre acești doi care pindeau spre a fi ridicat. Să fie unul de-a dreapta și altul de-a stânga. Fiul lui Zebedeu, care a citit Biblia și cunoaște Noul Testament, știm că acești doi apostoli, frați fiind fiul lui Zebedeu, Ioan și Iacob, s-au sfătuit între ei ca să ceară mai întâi întâietatea, să ajungă ei mari în împărăție. Ei nu erau încă luminați, pentru că eventual, după răstignire și înviere, Mântuitorul peste 40, peste 50 de zile, va trimite Harul Duhului Sfânt în mijlocul camerei unde stau apostolii și tocmai atunci se vor îmbunătăți și se vor lumina cu Harul Duhului Sfânt. Și vor înțelege despre ce a vorbit Mântuitorul Hristos. Nu despre împărăția pământească, dar despre una cerească. Dar până atunci îi cereau slavă. Și iată pentru ce era trist Mântuitorul, că nu i-a înțeles mesajul oamenii. 3 ani și 6 luni. Sau în 3 ani aceștia care de propovăduire de la vârsta de 30 ani s-a străduit să insufle în om bunătatea. S-a străduit să insufle în om facere de bine, milostenia, îngăduința, răbdare, smerenia și alte fapte bune nenumărate pe care le-a rânduit Mântuitorul prin predicile tale, prin propovăduirea vieții Lui. Dar noi ajungem să nu mai avem răbdare. Nici chiar la slumbă să nu avem răbdare, să nu fim îngăduitori cu cel de lângă noi. Să așteptăm, nu să continue slujba, dar așteptăm să se gătească cât mai repede, să mergem acasă. Mântuitorul nu a avut nici această bucurie de a avea prea mulți în jurul Lui. Toți cei care erau în jurul Lui erau cei care vroiau să se tămăduiască. Nimeni ca să-L slăvească, să-L laude sau să se roage sau să-L urmeze continuu în viața Lui. Erau cei care vroiau să se tămăduiască de voi. Orbi, șchiopii, muții, surzii, neputincioșii, chilotiții, cei pipați de suferință, cu boli îndelungate, femei cu scurgere de sânge. Foarte rar erau puțini care, dintre oamenii și creștinii care apelau la Hristos să fie iertat, cum a fost Maria Egipteanca. A venit și s-a atins de poala hainei Mântuitorului Hristos, acea femeie plină sau cu scurgere de sânge de 38 de ani, prin credința ei. Mântuitorul a izbăvit-o, fără să-i spună ceva. Ea s-a izbăvit pe loc. Și s-a întors Mântuitorul și a văzut această putere care a ieșit din el și i-a spus, femeie, credința ta te-a mântuit. Mergi în pace. Iată, dragii mei, mesajul Mântuitorului Hristos. Să avem credință. Nu cum a fost Toma, că dacă nu voi vedea în palmele lui semnul cuilor, dacă nu voi vedea în coasta lui semnul cuilor, și dacă nu voi vedea
alte lucruri care sunt vizibile și care au fost pe crucele, pe crucea Mântuitorului Hristos, nu voi crede. Mântuitorul ce i-a spus? Domo, fericit este cel care crede, care nu a văzut și a crezut. Eu ți-am demonstrat, ia zi, vino și atingi mâinile mele. Vezi că sunt urme de cui. Vino și pune mâna în coasta mea. Vino și vezi că eu sunt și nu fi necredincios, ci credincios. De aceea îl vedem Mântuitorul Hristos trist, dragii mei, că mesajul lui de binefăcător, mesajul lui apocaliptic, în cele de urmă spunea, pregătiți-vă, privegheați, pocăiți-vă, că nu se știe zilele, nici altul când va veni Fiul omului. Dar noi ce facem? Ascultăm acest mesaj, ba din contra, nu-l ascultăm. Și din potrivă, noi îl ascultăm pe avrăjmașul lui, care ne șoptește la ureche, tu nu vei muri niciodată. Ia și atunci. Ia și fă lucrurile care vrei. Ai când să te pocăiești. Și la rugăciune ne împărtășim unul cu altul și chiar ne spunem. Îmi spune creștinii la mărturisire. Părinte, când ajung la Sfânta Rugăciune, adorm. Cine te adoare, dacă nu diavolul? Cine face ca omul să nu se poată ruga cum trebuie, dacă nu diavolul și dacă nu ajunge în urechile tale un gând ca mai bine să mă culc, să mă odihnesc, decât să mă rog, mă voi ruga altă. Sau când ajunge omul să fie încă în floarea vârstei, tot diavolul îi șoptește la ureche și îi spune, te vei duce la bătrânețe. Unde te vei duce? Vei ajunge la bătrânețe. Iată mesajul Mântuitorului Hristos. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Noi așteptăm să venim la bătrânețe, la biserică. Oare are nevoie Hristos de bătrânețea noastră? Are nevoie, dacă vreți, de putoarea noastră? Are nevoie, dragii mei, Mântuitorul Hristos de neputința noastră? Are nevoie atunci când putem să-i dăm din floarea vârstei, din jertfelnicia noastră. Și momentul când știm să ne raportăm cu Hristos este atunci când ești tânăr și poți face acel păcat. Ai putință, ești apt. Dar nu-l faci. Pentru ce? Pentru Hristos te sacrifici, te jertfești. Poți să mergi la club. Tocmai atunci este un film. Sau tocmai atunci este un interpret plăcut de undeva vine și de mult îl aștept, dar este și duminică că trebuie să fii și la slujbă. Nu. Diavolul spune, du-te mai bine acolo, că duminici mai este. Biserica din sat nu fuge. Dar de unde știm că noi mai trăim o săptămână? De unde știm că avem când să ne pocăim și știm să ne pocăim cum trebuie? Pentru că eu urmăresc de fiecare dată când merg la patul muribundului, aș spune, pentru că nu mai are mult. Stă cu un picior în groapă și pun-l pe pat. Și îl întreb. Și dacă încerc să scot din el câteva păcate, e bine. Dacă mai poate vorbi. Și dacă mai are și conștiință. Sau dacă mai are încă cunoștință, să știe cine stă în fața lui. Preotul. Deodată merg și este în ultima instanță. Este clar că nu poate vorbi și diavolul i-a căsut gura. Limba e legată. Ochii sunt tulburi, nu mai vede cum trebuie. Și atunci este dat celui rău. Pentru că nu a reușit să se spovedească în tinerețile lui, să fie raportat în toată viața lui, duminică de duminică cu Hristos. Este frumos când știm că ne aducem aminte în fiecare dimineață. Doamne, ne trezim din pat, este o minune. Cum să nu-i mulțumim lui Dumnezeu când vedem aceste flori pregătite pentru noi? Cum să nu-i mulțumim lui Dumnezeu că ne dă putere să ridicăm casele noastre unde stăm și ne ascundem de razele de soare când sunt fierbinți sau de ploaie sau de ger? Ne dăm minte cum să folosim această lucrare frumoasă ca să ne placă și nouă și ochilor, dar sufletul? Cine dintre noi își pune întrebare zi de zi, nu numai duminica sau odată în an, cum se întâmplă la noi că vin creștinii, au luat Sfânta Împărtășanie, cu neputință sau cu vrednicie sau cu nevrednicie și au ieșit după ușă
Și ca și cum ar spune, ne întâlnim, Doamne, la anul viitor. Astăzi este un plan prin care Hristos lucrează cu noi. Dacă aveți puțină răbdare, veți înțelege anume aspectul acesta de tristețe al Mântuitorului Hristos, că nu a fost înțeles niciodată. Și nu a fost înțeles încă o dată, repet, nici chiar de marele verhovnic, Sfântul Apostol Petru. Ce a făcut Sfântul Apostol Petru în momentul când Mântuitorul era plin de răni, era batjocorit, era judecat, era biciuit? Pentru noi se uita cu lacrimi în ochi asupra poporului care striga, răstignește-l, răstignește-l. Poate Mântuitorul îi cunoștea pe cineva dintre ei care l-au întâmpinat în Ierusalim astăzi. Poate vineri, atunci înainte de răstignire, în această săptămână, își va arunca și el ochii asupra oamenilor care strigau, răstignește-l. Și tot acei strigau, Osana. Câtă bunătate poate să aibă Hristos când știe că noi scuipăm în sufletul Lui și al bajucurim și strigăm, răstignește-L, răstignește-L. Vedem, dragii mei, că Iuda, și mai mare întristare era Mântuitorul Hristos, că după ce l-a vândut, așa a fost scris ca prin fiul pierzării să fie dat Hristos. Bine, dar era foarte important ca el să fie ca și Sfântul Apostol Petru, care striga, Doamne, Te-am trădat. Iartă-mă. Și cu multe lacrimi, cu multă suferință, cu multă recunoștință și remușcare, suveteam resemnare la cei ce a făcut și a plecat capul și a zis, Doamne, Te-am trădat. Iartă-mă. Nu a făcut-o Iuda așa. Nu a făcut. În cele de urmă vedem că el se duce și se sinucide sau se spânzură. Pentru aceasta Mântuitorul era întristat foarte tare. Că în loc cu omul, fiind aproape de el, 3 ani de zile din activitatea lui, să înțeleagă mesajul că a venit pentru lume, a venit pentru iertarea noastră. Și oamenii n-au înțeles și s-au străduit să-și împlinească poftele lor. Unul vrea să fie pus de-a dreapta, altul de-a stânga lui. El credea că Mântuitorul promovează o împărăție pământească, în care peste o habă de vreme va fi ridicat și îl va fi dat, l-ar da pe împăratul Cezar, jos de pe scaun și se va urca Hristos. Și ei de acum își pregăteau confortabil câteva scaune aproape de împărat. Mântuitorul spune că împărăția mea nu e din lumea aceasta. În zadar vă înșelați voi, cei care căutați să fiți dregători mari lângă mine. Dacă voi trebuie să fiți, cum spunea Hristos, duminica trecută am vorbit la Evanghelie, spunea că voi trebuie să fiți fericiți și eu vă vreau pe voi ca să fiți constructivi, legați, puternici pentru a înnoi lumea, pentru înnoirea lumii, pentru ridicarea lor din păcat, nu pentru a vă aștepta funcții. Și vedem, dragii mei, că chiar și dregătorul Pilat, ați auzit și veți auzi care veți veni la Evanghelie. Vom avea Evanghelie, desigur, însă în săptămâna aceasta, toate perendate ca să înțelegem cum au trecut durerile și chinurile Mântuitorului Hristos, văzând oamenii în fața lor și care striga, răstignește-l, răstignește-l. Acel anume dregător Pilat, cum spunem noi în crez, acela putea liber să-l elibereze. El, deși era ascultător împăratului Cezar, și putea să-l elibereze, dar n-a făcut-o. De ce? Pentru că se temea ca să nu supere pe împăratul lui pământesc. Și avea să iei dregătoria, avea să iei scaunul și nu mai era dregător Pilat. Nu mai era mare judecător. Tot așa și în zilele noastre se întâmplă. Politicienii, să avem o mică paranteză. Cât de mult se joacă cu sentimentele oamenilor și cât de mult își fac exact hatârile lor, neînțelegând că vor fi judecați. Ei nu cred că vor fi judecați vreodată. De aceea și ei fac tot ce vor. Ca copilul cel care este răsfățat și știe că nu riscă nimic. Nu riscă nicio pedeapsă, pentru că este copil răsfățat. Tot așa fac și politicienii. Sau anume categoriile de oameni care pe noi ne reprezintă statul. De aceea, dragii mei,
Să avem bucuria de a ne întâlni cu Hristos și să ne deschidem fiecare dintre noi sufletele noastre. Pentru ca să îl vedem pe acest împărat, nu cum ne dictează nouă hoitul sau trupul nostru, nu cum ne dictează nouă poftele noastre, că vrem să ajungem mari, vrem să ajungem la înălțime, dar să ne smerim, pentru că aceasta este învățătura și mesajul Mântuitorului Hristos, de a fi smeriți, de a fi binecuvântați de Dumnezeu și de sigur, ca să putem și noi să trăim și aici, în Împărăția Pământească și dincolo. Oare nu ne ajunge o săptămână de zile să ne gândim la acest trup? Oare nu ne ajunge să ne pregătim o săptămână de zile pentru 2 ore de rugăciune? De ce spun 2 ore de rugăciune? Pentru că voi tot trebuie să vă rugați în biserică. Nu trebuie să stați ca la spectacol. După altar nu este spectacol. După altar se săvârșește jertfa sângeroasă, se preface trupul și sângele Mântuitorului Hristos se preface din pâine și vin care sunt ridicate și binecuvântate la Sfânta Euharistie. Și prin invocarea Harului Duhului Sfânt se preface anume aceste 2 elemente de bază a creștinismului nostru, trupul și sângele Mântuitorului Hristos, pentru a vă da vouă viața. Mântuitorul spune că cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, întru mine rămâne și eu rămân într-o dâns. Ce poate să-ți mai dea mai mult Hristos decât trupul Lui ca să fie mulțumit? Tot a dat. A dat toată libertatea Lui. Pentru că noi nu înțelegem ce înseamnă libertatea. Libertatea, dragii mei, ar fi un înțeles foarte clar. Libertatea mea este până la libertatea ta. Nu avem dreptul noi să influențăm pe cineva cu nimic. Fiecare este liber să aleagă. De aceea și Hristos spune că nu vreau ca să vă jertfiți. Nu aștept jertfă, aștept dragoste, aștept milă. Aștept ca voi să vreți să dați voință și eu vă dau putere. Și la nimeni nu bate și strică ușa sufletului. Ba din contra, ciocănește puțin, dă de știre că e la ușă. Și dacă cumva noi ne întoarcem spatele și nu-l auzim, sau punem o caloș, sau punem vată în ureche, atunci, desigur, Mântuitorul Hristos te duce trist de la casa sufletului nostru. El de multe ori ne bate la ușa sufletului, la ușa inimii. Du-te, frate, la biserică. Mai ales prin glasul clopotelor când auziți duminica. Sora Elena, Maria, Gheorghe, Vasile, vino la mine, ești ustenită și împovărată, eu te voi odihni pe tine. Iată cum te cheamă Hristos. Eu vreau să te odihnez, nu vreau să te împovărez. Adu la mine sarcina ta și dă-o pe umerii mei, eu voi duce. Auzi glasul clopotelor, acesta este glasul Domnului în cântare. Și atunci când îl auzi, anume este mesajul lui Hristos de a te chema la Sfânta Biserică și de a te raporta pentru întreaga săptămână și pentru întreaga viață care ai pierdut-o fără de Hristos. Când s-a întors acel om care a visat și a avut vedenii, și a văzut raiul, și a văzut bunătățile raiului, a văzut toate frumoase. Când l-a văzut, când a văzut și iadul și a văzut un diavol mare de câțiva metri, negru, fioros, și l-a înșfăcat și aproape să fie aruncat în smoală, această vedenie la el a întipărit o minte și când a întors înapoi pe pământ, în trupul lui, toți credeau că este mort. După ce s-a întors, a povestit tuturor și a spus că dacă voi avea 1000 de ani pe pământ să mai trăiesc, nu mă voi deslipi de Hristos. Pentru că s-a înfricoșat cu adevărat. Aceasta este o manifestare a răului de a ne arăta cât este de rău diavolul. Vedem și pe porcii care nici măcar nu au suflet. Cât de repede i-a luat toată cireada și toată grămada de porci din acel oraș și i-a aruncat în mare și i-a necat pe tot. Cu câtă răutate lucrează, dar vedem că Dumnezeu totuși este bun și nu îngăduie diavolului ca omul să moară din cauza lucrării diavolești. Îl menține, îi mai dă puțină boală, îl mai încearcă ca și pe Lazar, care nu a blestemat niciodată tot ce s-a întâmplat lui în viața lui. Și Lazar și Sfântul Iov, care s-a resemnat la durerea și la tot ce avea, dar vedem, dragii mei, că a câștigat
înșăptit, a câștigat în zecit și totodată a câștigat cel mai important, binecuvântare de Dumnezeu. Cine crede în această viață că este moștenitor, să ridice mâna. Și cred că dacă aș întreba pe cineva din cei care pe noi ne conduc, tot nu vor răspunde, pentru că ei știu. Și la dânsă este mai mare durerea, că nu pot să iei cu ei nimic. Și nu pot fi viețuitori veșnic. Pentru că dacă ar avea ei câți bani au, dacă ar găsi undeva într-un colț de lume, undeva, să știe că este cineva care dă viață mai mult, încă 100 de ani peste cei care i-ai, ar sta rânduri kilometri, cred că. Mii de kilometri, să ajungă și ei să câștige ceva cu cei mai mulți bani. Cât nu dă omul pentru frumusețe când merge la saloane? Cât nu dă omul pentru lucrări și chiar vedem artiștii? Cât nu se sacrifică ei? Dar ce se întâmplă? Nimic. Dacă este în crescătură de la Domnul, de la natură, fizic, firesc, nimic nu poate schimba. Nici cea mai grea cremă, nici cea mai scumpă cremă. De aceea nu vă înșelați. Foarte important. Să nu ne înșelăm, pentru că nu câștigăm nimic. Ceea ce avem este trupul nostru, care îl dăm sau îl va arunca cineva peste o habă de vreme într-un mormânt întunecos. Acolo unde îi va pune o cruce la cap și va scrie. Aici odihnește robul lui Dumnezeu, dacă este robul lui Dumnezeu. Acolo va alege Domnul dacă este robul lui Dumnezeu sau robul lui Satan. Aici odihnește robul lui Dumnezeu Gheorghe Vasile Petrache sau Moș Ioan. A fost foarte bun în viață. Și cu atât. 40 zile s-a uitat. Dar după aceea, omul este chinuit și este judecat. Nimeni nu-l poate ajuta. Nici chiar cei care i-au dat bucățica de pâine. De aceea nu vreau ca să vă rețin prea mult. Vreau un singur lucru ca să nu ne înșelăm în această viață, că nimic nu luăm cu noi. Vedem doar atunci când vedem în mijlocul bisericii un coșciuc cu un mort în el. Atunci vedem ce luăm cu noi. Acel împărat care a intrat în sicriu și a spus mâinile, a făcut două găuri în sicriu și a arătat că nu ia nimic cu el din toată palatele care le avea cu etaje înalte și cu toate multe slugi, a arătat că este înțelept Macedon, Alexandru Macedon, a făcut un sicriu la comandă, a băgat mâinile ca să aibă două găuri, să scoată mâinile, să arate că nu ia nimic cu el. Aceasta este înșelarea oamenilor de a aduna și vine odată și spune Domnul, nebunule, toate cele care le-ai adunat, eu astăzi îți iau sufletul tău. Cui rămân ele? Cui rămân? Rămân în urmă zavistie, ură, frații se bat în judecăți, intră din stanțe, în procese verbale, în procese penale, intră și împart, rup. Trebuie să-ți fie ruptă inima atunci când știi că lași urma ta spadă și ceartă. Dacă ești un om înțelept, atunci când ești în viață, împarte la toți și nu trebuie să te gândești că vei avea timp. Dumnezeu să vă binecuvinteze, pace și multă bucurie, vă așteptăm duminică de duminică la Sfânta Biserică pentru a ne împărtăși de bucuria predicilor, de bucuria învățăturii și a propovăduirii lui Hristos, să trăim cu Domnul, că doar cu El este cel mai bine. Să zicem toți cu vina cu cipul, să zicem toți din tot sufletul, din tot sufletul nostru, să zicem...